Doamnă senator, sunteți la primul mandat în Parlamentul României. Ați lucrat înainte în administrație, în învățământ. Spuneți-mi, vă rog, mai întâi, cum vi se pare văzut din interior instituția Parlamentului? Este o instituție pe care cu toții trebuie să o respectăm, în primul rând. Este o instituție extrem de importantă pentru orice democrație și este o instituție care, la bază, ar trebui să reprezinte românii, ce nu pot intra cu toții aici să-și pună punctul de vedere, de aceea ne trimit pe noi. Din păcate, însă, am o mare tristețe legată de faptul că am constatat o anexare a Parlamentului ca auxiliar al Guvernului, o manipulare, aș putea să spun, din partea Guvernului vis-a-vis de felul în care funcționează Parlamentul, având în vedere că majoritatea de guvernare este aceeași majoritate și din Parlament. Pentru democrația din România, oricum încă în tranziție, este un lucru care afectează grav credibilitatea. Și faptul că Parlamentul din for legislativ, care la rândul său are datoria de a supraveghea activitatea Guvernului, a devenit o unealtă prin intermediul căreia Guvernul își nuanțează ordonanțele, hotărârile și le vizează și le trece, astfel încât tot ceea ce ei consideră că este nu știu, important să treacă, da, de fiecare dată cu majoritatea voturilor. În discuțiile noastre cu cetățenii din Ialomița, da, pe care îi reprezentați aici, ați observat cumva anumite teme care îi preocupă mai mult? Sunt probleme mai importante ale județului în mod specific? Cele mai importante probleme ale județului sunt și problemele țării, de altfel, pornind de la infrastructură până la agricultură, lipsa atenției acordate micului producător, lipsa unor măsuri concentrate pentru a, și concertate pentru a coagula, pentru a îi canaliza pe micii producători către asocieri, de exemplu, prin care să se poată crea IMM-uri de prelucrare a materiei prime. Noi nu avem, nu mai avem niciun fel de fabrică de prelucrat produse legumicole sau produse cerealiere sau produse lactate. Este o singură fabrică pe zona Sloboziei, cred că mai sunt vreo două în celelalte orașe, dar micul producător nu mai are un punct de desfacere pentru marfa lui și atunci au mai venit și acele restricții că nu poți crește un anumit număr de animale da, în gospodăria proprie. Toate lucrurile acestea vin să pună presiune pe micul producător și să-l lase fără sursa lui de existență, ceea ce este inuman, repet, antidemocratic pentru un capitalism în care toată lumea ar trebui să aibă șanse egale pe piața muncii și pe piața de desfacere. De asemenea, Ialomița are o mare suferință legată tot în zona agricolă de sistemul de irigații. Subvenționarea în ultima perioadă a reprezentat iarăși o mare necunoscută pentru că banii au ajuns cu întârziere. Calamitățile au fost foarte mari din cauza secetei anul trecut și agricultorii au pierdut foarte mult, motiv pentru care ei au solicitat acum guvernului să, înainte de stabilirea bugetului, să li se aprobe ajutoarele de calamități, însă guvernul a refuzat să facă acest lucru. Ceea ce cred că este, până la urmă, profund antiromânesc, să nu-ți susții propria agricultură și proprii producători, până la urmă, este ceva ce eu nu pot să-mi explic. Și am încercat să îi determinăm pe factorii decidenți din Ministerul Agriculturii să ia atitudine și să treacă acest amendament, pentru că nu îl dădeau nouă de la celor de la AUR sau susținătorul nostru, dădeau tuturor celor care se află în această, în acest impas. Dar lucrurile au fost cum au fost. De asemenea, tot în zona Ialomița, dar ca toată țara, sistemul de învățământ are foarte mult de suferit. Legea educației trebuie refăcută, readaptată cerințelor din zilele noastre. Sistemul de sănătate,
iarăși este grav avariat și foarte mulți medici mi s-au plâns că nu mai pot face operații pentru diverse afecțiuni cronice, da. Chiar și pentru cei care sunt bolnavi de cancer, foarte multe operații sunt amânate. Infrastructura din sistemul medical este extrem de afectată de această pandemie și de felul în care sunt văzute măsurile acestea și felul în care au loc aceste modificări pe care guvernul iarăși le impune. Nu văd de ce medicii de familie, de exemplu, nu au activitate în zona aceasta COVID. Uh-huh. Adică de ce nu sunt și medicii de familie implicați în preluarea pacienților, pentru că pacientul acum de frică, pentru tot ce s-a întâmplat în sistemul medical, nu se mai îndreaptă către spital. Se va duce către medicul de familie. Iar medicul de familie nu are protocoalele pentru COVID, nu are posibilitatea de a da tratament specific acestei afecțiuni produse de virusul SARS-CoV-2 în 19. Și atunci eu nu înțeleg aceste discrepanțe. De ce nu se pornește etapizat? Omul se va duce la medicul de familie va interveni, va lua act de suferința pacientului. Nu avem testare gratuită prin medicul de familie. Este aberant. Sunt niște lucruri pe care nu le înțeleg. Toate conduc la blocajul de acum, fără paturi ATI, fără spitale suficiente și locuri în camerele de gardă și în cele de terapie intensivă. Nu înțeleg cum se ajunge de totul se vizualizează doar la nivel macro. De ce nu se coboară spre zona de jos? Pentru că dacă s-ar lua atitudine din momentul în care omul strănută și îl doare în gât, el sună medicul de familie. Vă spun că am cazuri în care mi s-a povestit acest lucru. Nu m-a dus la spital, m-a dus la medicul de familie. Medicul de familie mi-a dat ce a putut să-mi dea, nurofen, paracetamol, dar n-a putut să-i dea nimic din protocolul COVID. Da, normal. Și apoi starea s-a înrăutățit și când a ajuns la spital deja a fost prea târziu. Poate domnul ministru încă în funcție, sau următorul, să sperăm, va lua act de acestea. Oricum intenționăm să depunem o inițiativă legislativă în acest sens, astfel încât medicii de familie să aibă și ei o participare în lupta împotriva acestui virus. Da. Spuneți-mi, vă rog, la toate aceste probleme pe care le-ați enumerat, pe care le-ați discutat cu cetățenii din Ialomița, dumneavoastră ca parlamentar ce puteți face? Care sunt căile prin care încercați să modificați lucrurile? În primul rând legislativ, așa cum vă spuneam, dar și aici se creează o breșă, pentru că atitudinea colegilor din coaliție, care sunt majoritari, este sunt de la aur. Proiectul acesta este bun. Dau un exemplu, așa, oricare proiect a propus de noi este bun, dar e de la aur. Și fiind de la aur, nu putem să-l votăm. Lucrurile astea nu trebuie să se întâmple în nicio țară democratică. Dacă eu propun ceva ce este benefic pentru cetățeni, așa cum eu votez, dacă un proiect este al USR și este bun pentru cetățeni, aur îl votează. Dacă e de la PNL și este bun pentru cetățeni, aur îl votează. Așa trebuie să se întâmple și viceversa. Da. Așa ar fi normal. Acum noi nu mai trăim într-o stare de normalitate. Bineînțeles că soluțiile și resursele noastre sunt destul de limitate în momentul acesta la 10%, dar încercăm să actualizăm autorităților, să le reactualizăm funcțiile pe care le au acolo și pe care le îndeplinesc, să le amintim de ce sunt acolo, să ne ducem în întâmpinarea cetățenilor și să facem diverse diligențe către anumiți factori decidenți pentru a susține un proiect sau pentru a susține nu știu, un memoriu, pentru a înainta niște probleme pe care poate autoritatea respectivă nu le cunoaște, dar noi vorbim cu cetățenii, le identificăm. Eu sunt și președintele Comisiei de Abuzuri din Senat, da, și exact. Încerc și pe această cale să țin legătura cu toate autoritățile, să le pun în vedere toate problemele pe care românii le transmit către noi și care sunt foarte multe. Și foarte multe vin din spectrul judiciar, din spectrul judecătoresc, din spectrul abuzurilor din partea procurorilor, ceea ce este nepermis. Da. Pentru că iarăși se încalcă separația puterilor în stat și ea se face premeditat și cu bună știință.
Dar oricât de limitate ne-ar fi nouă acum posibilitățile, încercăm prin toate mijloacele pe care le avem din punct de vedere legal și procedural să-i ajutăm pe români și acolo unde sunt probleme, le suntem alături, îi îndrumăm, îi sfătuim, le facem tot ceea ce depinde de noi în acest context. Da. Chiar dacă au trecut doar câteva luni de la începutul vieții noastre de parlamentar, aș vrea să vă întreb dacă v-ați gândit la inițiative legislative care să vină în întâmpinarea unora dintre aceste probleme. Da. Lucrez acum la o inițiativă legislativă referitoare la digitalizarea educației. Sper să fie un proiect transpartinic, pentru că educația ar trebui să iasă de sub incidența politicului și să fie transpartinică. Digitalizarea aceasta nu înseamnă să-i lași copilului un calculator în față și să-l pui să deschidă lecțiile în Google Meet. Da. E nevoie de o platformă securizată, este nevoie de foarte multă implicare din partea statului, pentru că învățământul reprezintă încă o axă și va reprezenta totdeauna o axă importantă în această societate și în oricare societate. Și atunci prima mea dorință este aceea de a reduce birocratizarea, iar zona de digitalizare poate să aducă această debirocratizare, dar și aici este nevoie de o alfabetizare a celor care folosesc mediul digital. Pentru că degeaba facem noi smart city, smart school, smart village, că acum toate sunt smart și în engleză, dacă nu știm să le folosim. Da. Da? Stau tonomatele acelea cumpărate prin fonduri europene, putrezesc acolo, ruginesc, pentru că nimeni nu știe să le folosească și să plătească impozitul online, de exemplu. Da. Da? La fel se întâmplă și în cazul copiilor și în cazul școlii, care trebuie să păstreze o axă digitală și să aibă o axă digitală, pentru că aici vorbim despre cercetare, despre inovare, despre capacitatea copilului de a se conecta la viitor și de a se adapta la o nouă viață. Clar, viața noastră nu va mai arăta ca acum 20 de ani. Clar, viața copiilor noștri va fi afectată și va fi solicitată de mediul online. Iar în momentul de față, copiii prin școala online au fost bulversați, s-a construit o zonă de bullying cibernetic asupra lor, o bombardare din partea foarte multor site-uri, am văzut cu toții acele cazuri pe TikTok și așa mai departe, care intră în incidența penalului chiar. Sigur. Și care afectează puternic starea psihoemoțională a copiilor noștri. Nu asta înseamnă digitalizare, înseamnă baze de date, înseamnă administrație digitală, înseamnă multe alte lucruri care țin de performanță. Da? Înseamnă aviziere electronic, înseamnă lucruri, table electronice, table inteligente, posibilitatea copilului de a ține legătura în permanență cu ceilalți colegi, cu profesorii, de a se conecta cu alți colegi din alte țări, de a intermedia aceste schimburi de cunoștințe, înseamnă foarte multe lucruri. Nu ne rezumăm doar la a deschide un laptop sau a-i da o tabletă și a-l lăsa, sigur, pentru că el nu are ghidare, nu are îndrumare necesară. Motiv pentru care un pericol foarte mare acum îl reprezintă abandonul școlar și odată cu acesta creșterea criminalității. De asemenea, avem în plan și lucrez acum pentru modificarea legislativă în ceea ce privește programe de creștere a natalității, de sprijinirea mamelor singure și a familiilor numeroase. Suntem, în curând vom fi o țară depopulată, foarte mulți tineri și copii au fost luați și duși de familii în străinătate și atunci preocuparea noastră principală ar trebui să fie creșterea natalității. Demografia, știm cu toții, are de suferit în aceste momente, iar pentru asta este nevoie de programe naționale implementate legislativ și pe care să le la care se acceadă toată lumea și toți factorii, nemai lăsând la decizia doar unora dintre, știu eu, instituții care se pot implica sau nu. Iarăși este nevoie aici de o conlucrare, de o deschidere, de dezbateri foarte ample pentru a se stabili exact pașii, astfel încât natalitatea să crească, pentru că anul trecut am avut cea mai mică natalitate din ultimii 100 de ani. Vă imaginați cum ne vor afecta aceste lucruri peste
câțiva ani. Și populația țării, e scădere continuă. E scădere și în îmbătrânire continuă și ne aflăm într-o situație catastrofală, aș putea să spun pentru această țară. Dar lucrurile se pot remedia. Asta vreau să spun, că dacă există empatie, dacă există bunăvoință, dacă nu ne mai gândim la interesul propriu, material, și încercăm să avem o viziune pe 4 ani, pe 5 ani, pe 8 ani, pe 10 ani, să nu ne mai așteptăm să facem doar bucățica aceea, da, pentru noi, ci să lăsăm ceva în urma noastră, care să poată fi ușor preluat de alții, atunci am evolua spre o democrație așa cum ar trebui ea. Deocamdată e o luptă de orgolii și românii cad victime zilnic.